Greu și cu pași încă timizi, băile Herculane încep să renască. Stațiunea a fost căutată și vara aceasta de mii de vizitatori din țară și din străinătate, chiar dacă are încă multe clădiri istorice în Paragină. Și acum toți vor o amintire cu statuia lui Hercule. Locul e deja aglomerat mare parte din zi. Acum 25 de ani, soții Ghițea din Cluj-Napoca și uneau destinele lângă statuia lui Hercule. Acum vor să marcheze momentul în același loc, dar și să vadă cum s-a schimbat situația. Eufemia Ghițea, turistă. Chiar ne gândeam să avem o fotografie făcută atunci, să ne poziționăm tot așa, să simulăm ceea ce a fost cândva și să ne bucurăm de ce a fost. Gabriel Ghițea, turist. E foarte frumoasă stațiunea. S-ar putea și mai mult dar este ok așa cum este. Turiștii de vara aceasta sunt primiți cu parcuri frumos aranjate și cu un pod complet reabilitat. Vorbim despre primul pod din Europa construit în curbă, cu un secol și jumătate în urmă. Reconstrucția acestuia a costat 7 milioane de lei. Turist, se vede ceva aici, era o ruină acum 3-4 ani de zile. Era o basculantă și 2-3 muncitori. Acum s-a amenajat. E spațiu verde, e altceva. E un început. Investițiile s-au făcut și în hotelurile din stațiune. Turistă, să veniți aici să cheltuiți bani în țara noastră, nu în afară, pentru că și aici sunt condiții extraordinare, chiar extraordinare, să veniți să vedeți. Cătălina Iovan, reprezentantă hotel. Un hotel modern în care s-au investit peste 15 milioane de euro cu clinică de balneoterapie modernă, cu centru spa, terase exterioare pentru plaje. Avem mulți oaspe străini din afară. Apa de izvor este o altă atracție a stațiunii, pentru care oamenii stau la coadă chiar și 10 de minute. Rămâne însă nerezolvată problema celor aproape 50 de clădiri istorice care sunt sub sechestru într-un dosar penal, relatează știrile proteve.ro.